Lăudat să fie Iisus Hristos. Iubit de frate pentru Hristos, Excelența voastră Milan, ministrați într-o preoție, cuioase surori, iubiți copii artiști, iubiți credincioși, ne bucurăm să fim împreună în seara de Crăciun la catedrală. Ca de obicei, aici ne regăsim să trăim împreună evenimentele care au fost în urmă cu 2000 de ani venirea în lume, în lumea noastră pe pământ, Mântuitorul Lumii, Iisus Hristos. Dumneavoastră, iubiți elevi și tine, ați redat foarte frumos aspecte din viața lui Iisus Hristos copii. Mulți sunteți îngeri, alții sunt personaje, Iosif și Maria, mama lui Iisus, pruncul Iisus, păstori, magii, sunt și alte și alte personaje. De aceea se imprimă bine în mintea noastră și e bine să rămâneți totdeauna cu aceste impresii și cu această credință pe care se sădește în sufletele voastre. Pe mulți dintre dumneavoastră vă cunosc de la Sfânta Liturghie, vă văd la împărtășanie. Sigur că aici sunt numai un număr mai mic, dar ei sunt mai mulți, bineînțeles, dar de data aceasta e un număr mai limitat. Eu vă felicit și vă urez să creșteți odată cu învățătura pe care o primiți la școală, să primiți și învățătura religioasă pe care mi se predă de curioasa soră Valeria. Vă felicit și cu ocazia aceasta, sigur, fericit și pe părinții dumneavoastră, și pe bunicii, și pe toți cei care știu unde să-și dirigeze copiii, la Sfânta Biserică. Cu această ocazie tuturor vă spun sărbători fericite și drumul Iisus pe dintre noi, care crește în Sfânta Euharistie, să vă ocrotească. Amin.